Ha! Arată-mi pula! Ha! 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 Salut, sunt Andrei și am simt următoare. Bine ați venit la nostru daily vlog. Ce o să facem astăzi? Pe scurt și la obiect. În primul rând, nu uitați de butonul de like și butonul de subscribe și de clopoțel ca să creștem și noi. Mai avem încă puțin până la 100.000 de subscriberi. Ciao. Vă apreciez foarte mult și mulțumesc mult de tot pentru susținere. Contează extraordinar de mult. Mulțumesc mult. Opa. Bun, ce facem astăzi? Păi în primul rând, ca să vedeți gândire aici. Opa. O să-i facem o farsă, ghiciți cui. Lu Conacu. Lu Conacu. Păi, o să sune felul următor. Am să-l sun pe Conacu și am să spui că nu am turet. Am să mă dau drept că opa, că nu am turet. Bine. Evident, o să mă abțin cât pot eu de mult. Sper să pot să mă abțin. Să nu mă dau de gol cumva. Sper să joc bine și stare curios ce reacție o să aibă. Sper să nu se supere în momentul în care am trezit că, bă, de fapt, opa, bă, ești nebun. De fapt a fost o farsă. Dar hai să vedem cum reacționează. Acum o să plecăm în oraș cu puțină treabă și o să revenim din mașină cu farsa pregătită pentru Conacu direct, mă. Hai să-i dăm. Alo? Da, bun, nu te mai auzeam. Cu ce? Păi nu știu. Da, auzi, nu știu, bine. Ia zi, avem telefonul la bestiar, să împărtăm că pe la putere mai azi. A, ai treabă sau ceva? Nu, nu, pot să vorbesc. Bă, te sun pe tine că, na, lumea, ne înțelegem de ceva timp și am o chestie care mă cam roade. Așa. Și nu prea am cu cine să vorbesc, știi? Și am zis că... Ia, dacă... Și eu am 40 de mii de chestii, dar... Păi, bă, dacă vrei poți să-mi vorbești, adică nu... A, nu. Nu ți-am zis gen, am să ții ca să știi tu. Bă, dacă și vrei... Și cu multe stări. Te înțeleg, bro, zi. Păi așa, stai să văd dacă pot să fumezi și o țigară. Hai da. Că ies ca o țigară să vorbesc cu tine. Bine. O să mă întorc, da? Da. Ia zi-mă, bro, ce faci? Bă, de ceva timp tot voiam să-mi zici tu dacă e ok să fac asta sau nu. Nici ție nu știu cum să zic, pură. Bă, eu nu am turet. Ce noi? Nu am turet. Du-te, mă, dracu, de aici. Nu, vorbesc ca în modul ăsta. Nu faci farsă, du-te, dracu, de aici. Nu, bă, Alex, eu acum am ajuns acasă, că m-am dus până în Constituție să mă plimb așa de ampulea și am ajuns acasă. De aia. Și voiam să te sun de acolo, că na, eram singur și pula mea. Ok. Și nu știu ce să fac până în legătură cu asta, că... Bă, faza e că n-am zis la nimeni chestiile astea și na, pe tine te știu mai așa de încredere și am zis că să-ți zic și să-mi dai niște sfaturi cu ce-ar putea să fac. Și nu glumesc, nu e farsă, nu e glumă. Eu nu știu, gen, e clar. Adică poți să încerci să-mi dai trigger să vezi că nu-mi iau. Nu trigger, bă, eu te simt până la dimensiune, dar... Gen... Da. Nu știu dacă... Bro, fii atent aici, eu, dacă îmi zici mie, cu ei, nu o să-mi zic la mine, dar unul la mână te, gen, tu ești ok cu conștiința față de oameni, adică gen, să le spui oamenilor că nu ai, adică... Nu sunt ok. Dacă oamenii vreodată vor afla până la gen, tu ești ok? Nu, pe asta aș vrea să fac eu cumva, ca să zic, dar nu știu cum să o zic ca să fie ok. Să facem un brainstorming, da? Mau, e cu duș în tălăscoaie, unul la mână ești tăvăță și unul ești la mână, nu știu eu, adică, eu să zic prietenește, nu mi-aș minți oamenii, niciodată, sincer. Adică dacă oamenii care mă urmăresc mă știu cumva, eu nu aș face niciodată treaba tot, să zic. Bă, nu e așa de fapt. Acum, na. Că asta a început să mă apese, știi? Alex, asta a început să mă apese pe mine de când ziceam ție că bă, nu mai știu ce să fac. E când ziceam că nu mai știu ce să fac, chiar că nu mai știam ce să fac, știi? Pentru că m-a apăsat chestia asta să mai mint lumea, știi? Mamă, bă, în ce trec eu, în ce trec eu, eu te ajut cu ideea, adică la caut așa dacă îmi cer o idee. Ha! Arată-mi pula! Să fie și oamenii pe care îl urmărești, ok, nu? Bă, oamenii sunt ok, știi, da? Nu, zic eu, ai putea să faci un curs de asta, adică cumva, nu știu, să le anunți pe toți, bă, uite, tratament, știi? Oba! Bă, într-un fel sau altul, nu știu dacă, nu știu ce să zic, chiar nu știu ce să zic. Nu, coaie, gen, e farsă, Andrei, că nu știu, mă lua pe o surprindere, să-mi bag pula, coaie. Nu, pula. E farsă sau nu, că să știu, gen, că mie nu vine să crezi, coaie, tu, gen... Da, păi, nu e farsă. Da, nu știu. Da, bă,
Din ce în cap să te ajut cu aia? Păi n-am nimic în cap, aia e problema, că n-am nimic în cap, că nu, eu am început să fac daily vlogurile ca să fac eu ceva chestii mai amuzante și da, le plac și oamenilor și așa mai departe. Numai că acum iarăși sunt în faza în care, bă, nu pot să forțez, bro, nu pot să mai forțez ticuri, nu pot să mai forțez, da. Că deja începe să se observe. Bă, Andrei, părerea mea aici, eu se gândește să faci un super-prin. Opa! Frate-mi pula, conacule! Cumva să vii cu varianta, că lumea o să fie foarte mult așa mergea. Deci am început, adică, bă, nu știu dacă aș risca mult, pentru că e și faza cu ai umorul, știi? Nu numai ei, nu. Nu, adică cumva încerc să cred că ești tovarășinat și nu te minci, dar nu știu. Ai avut multe momente care așa era, adică nu așa. Eu nu am niciun om din care măcar o dată să fii zis, bă, coie, poate n-are. Da, nu știu, să-mi dai ceva timp de gândire. Dacă vrei să ajung cu un brain, fără mi și gândim, ok? Bă, nu știu, la 11:30 ajung acasă și îmi pun un mesaj. Punem un pic de printre niște pe cameră și gândim ceva. Da, bine, ok. Nu te faci de căcat, da? Minim. Mamă, ce bine. Bun. Dar tu ești ok, gen? Pasentian? Nu. Bun. Hai, poate ne vedem. Da, bine, hai, ne auzim. Bine, bă. Te pot, bă. Pa. Opa, limitat! Mamă, frate. Oare, să-l țin pe la 11? Bă, Alex. Te iubesc atât de mult, pula, și n-am avut cum să mă țin. Asta e forma mea de iubire, de a mă exprima față de tine. Opa. O să vedem la ora 11 ce zice Alex. Hai să așteptăm. Bună, am ajuns acum acasă. Opa. Și păi și nebun, arată-ne, pula. Vreau să scriu lui Alex să nu zică, opa, să nu zică la nimeni. Te rog să nu vorbești. Opa, îi trimit mesaj ca să pară real, știi? Și după aia mai așteptăm câteva minute. De fapt, așteptăm vreo oră, două. Și după aia sunăm din nou și zic că am mușcat-o. Să vedem ce mă înjură. Să vezi ce mă înjură. Am primit mesaj de la Conacu. Pentru că de la mea fără mi-am spus să nu zic la nimeni treaba asta. Și zice așa: fut-te în limbă că mi-a răsucit creierii. O dăm la cap până diseară. Când ajung acasă facem brainstorming și o rezolvăm. Sper că nu e farsă că te înjur rău. Bă, conacule! Îmi las telefonul, las șezlong și intru în apă, lasă mesaj întreg și nu te răspund. Și mi-a trimis și un vocal, hai să vedem. Bă, nu știu ce... S-am dat apă, eu sunt pe la termen și te-am zis mai bulversat de tot, adică... Sper să nu știu, sper să fie o farsă cu aia. Și dacă nu e farsă, până aia vorbim și... Se rezolvă cumva, dar nu știu, sper să fie fals. Păi este, mă, este. Bă, Alex, da, nu știu ce să zic, pula mea. Am zis că mă simt confortabil cu tine și cumva tu ai fost o persoană cu care mă știu de foarte mult timp și am zis să zic ție că na, poate mă ajuți cumva și cam asta. Hai că ne auzim atunci când poți. Să ne arătați pura. Bă, dacă mă joc și eu. Bă, dacă aș fi fost eu Conacu, m-aș fi crezut și eu pe mine singur să mă jur. Hai să-l așteptăm pe Conacu să răspundă și revenim. Acum, deci Alex încă nu mi-a răspuns. Mi-a zis că îmi răspunde în 30 de minute. Și nu mi-a răspuns. Și mai trimite încă un vocal, deci am trimis la ora 7:39. Opa! Și mai trimite unul acum. Se dăm! Ai timp să mai vorbesc la ceva? Că chiar așa mai nu știu, te-aș chema până la mine dacă ai putea să faci o vizită ca să stăm puțin de vorbă. Așa, adică m-a mai ajutat. Opa! Dar și eu prost, dar sper să iasă faza, că dacă nu... Nu știu ce fac! Mamă, ce țânțar, bun! Bă, ești nebun? Ocupat, deci a sunat și ocupat. Asta înseamnă că mi-a dat bloc. Mai cum o dată. A, nu mi-a dat bloc. Mi-a dat respins. S-a mi-a dat bloc?
Să vezi, pulă, ce muiță mi-au acum de la Conacu, că nu mai răspunde. One eternity later. Suntem a doua zi, pentru că Conacu a ajuns acasă foarte târziu. Opa, și i-am zis dacă pot să-l sun. Mi-a scris mesaj ieri. Opa! Îmi zice în felul următor, că mi-a zis, bro, poți vorbi sau nu, că nu vreau să te stâcâi. I-am zis, noapte bună, sper să ne auzim, scuze dacă ți-am greșit ceva. I-am zis că, ok, te sun mâine atunci ca să mă bag și eu la somn. E, și asta era pe la vreo două deja, vorbim când mă trezesc. Și acum îl sun pe Alex. Opa! Ca să continuăm, hai să vedem. Alo? Ce faci, bă? Mă vezi că te aud foarte rău. Tare mult, bă, tare mult aș vrea să ne vedem ieri, da. Eram plecat puțin. Ai avea timp să ne vedem, bă? Când pula mea, că eu acum la 6 poate primesc mâncare, după aia fac voie. Mi-e tare, mie mai mult teamă, bă, de chestia cu premiul de la Imoj. Adică la aia chiar nu știu ce să fac, pentru că eu dacă zic public chestia asta, am și făcut aseară un story în care am vorbit puțin despre asta și cred că o să fac un vlog în care o să vorbesc despre asta, da. Și mie de pușcărie, sincer. Pentru că dacă e de pușcărie, e cu Imoj și ambelii până. Deci, ori mergi până la capăt cu asta, cu ce funcție prezentată la acum, Vorbim de parte public din telefon sau la celulă, dar nu are... Vai că văd eu nu fac. Bă, Alex, uite, mă bucur foarte mult că mi-ai făcut content pentru YouTube. Bă, pici pe tine, mă! Să mor tu cu aie, să mor tu cu aie! Nu te mă drept, Dai să-l sunăm înapoi. Hopa! Bă! Dar nu-mi închide pulă! Bă, dar asta e pentru că te iubesc, bă. Bă, dar tu știi cât m-am chinuit să nu fac tic-uri la telefon? Te puneam pe mut și după aia făceam tic-urile și mă scoteam. Dar să știi că, adică, cu faza asta trebuie să ne vedem ca să-ți facă un cadou. Hai că te iubesc, pula, ai grijă, spor la live acolo și ne auzim. Bă, nu fii nebun. Nu fii răzbunător, bă. Hai, te pup și ne auzim, ai grijă de cojocul tău. Ți-l iau. Cam asta a fost vlogul de astăzi, sper că v-a plăcut ce a ieșit, vedem ce o să-mi facă până acum, sper să nu fie ceva, eu îl iau ăsta ca pe un dis, sper să nu-l ia și el. Nu uitați că mă puteți găsi pe Instagram la omul cu trec, pe TikTok la omul cu trec și puteți găsi și pe cristi.ooka.trap și pe Pisa o puteți găsi pe Mutica, bară jos Diana pe Instagram și e aici cu noi ascunsă, dați follow și ei. Vă pup, aveți grijă voi, nu uitați să-mi pentru că asta e cel mai important și ne auzim pe data viitoare, vă pup, bă. Ceau!